Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit. Suntem la punctul pe Columna TV și vorbim în această seară în principal despre aspecte politice, să spunem, ale vieții de zi cu zi, aspecte de administrație centrală, dacă vreți, că și acesta este un aspect, și nu numai de administrație centrală, și de prestația trimișilor noștri pe la forurile de la înalta poartă de la Bruxelles. Invitat în studioul Columna TV este în această seară președintele PMP Dâmbovița, domnul Ilian Vladu. Bună seara, domnule președinte. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Domnul Vladu, PMP este un partid foarte sprinten, ca să zic așa, chiar dacă este un partid mic și n-a reușit să intre în Parlament la mai puțin de 1000 de voturi la nivel național. A fost un ghinion teribil. Apropo de ghinion, replica celebră, ghinion, da? Este un partid care are reprezentare bună în teritoriu, în toată țara, consilieri, primari și așa mai departe. Dar spuneam că este foarte, foarte prezent în viața publică și în spațiul public, cu poziții și cu propuneri de soluții pe temele de interes major. Am văzut că de la europarlamentarii partidului până la președintele de la București, domnul Diaconescu, și reprezentanții și din București și din toată țara, oamenii sunt foarte, foarte prezenți, ceea ce spune multe, mai ales că, na, abia au trecut alegerile generale și mai sunt mulți care gândesc, lasă bă, că avem 3 ani și jumătate să ne facem văzuți. Nu, problemele reale ale românilor sunt acolo în fiecare zi, și în prima zi a unei legislaturi și înainte de alte alegeri. Cum ați caracterizat dumneavoastră, sunteți totuși un om politic cu multă experiență, cu mandate de parlamentar la activ, cum ați caracterizat situația actuală? Ce ar trebui să ne atragă atenția sau ce vi se pare dumneavoastră că nu e în regulă cu viața politică a momentului? În primul rând, ați afirmat că am pierdut la 1000 de voturi la nivel național. Acest lucru trebuie să demonstreze că fiecare vot este foarte important. De multe ori, în campanie electorală, zici, lasă, și cu 100 de voturi sau cu 2 voturi. Gândiți-vă, cu 1000 de voturi, la nivel, dacă comparăm cu 19.000 și vreo 200 de secții de votare, că de fapt 0,025 pe fiecare secție de votare din voturi, dacă am fi avut Partidul Mișcarea Populară, astăzi eram în Parlament. De județ. 20 sau, de voturi pe județ. 20 de voturi pe județ. Plus 30 deci fiecare vot trebuie să tragem concluzia că este foarte, foarte important. Legat de echipa Partidului Mișcarea Populară, este foarte prezentă din următorul motiv. Pentru că la nivelul conducerii și în cadrul Partidului Mișcarea Populară se află membri de partid, profesioniști, oameni care au mai făcut politică, oameni care fac politică și tineri care doresc să facă politică. Deci Partidul Mișcarea Populară demonstrează că are o structură de oameni bine pregătiți profesional. Acest lucru se întâmplă și la Bruxelles cu europarlamentarii pe care Partidul Mișcarea Populară îi are și la nivel național cu președintele și ceilalți colegi care ies pe presa națională, vechii, foștii miniștri ai Partidul Democrat Liberal, azi în Partidul Mișcarea Populară, care ies la nivel național. Ce trebuie să tragem concluzia? Observ că în ultima perioadă se discută despre pensii. Un an și ceva de zile, PNL tot discută că vom crește pensiile, vom veni cu o lege nouă, dar niciodată nu spune pe ce se va baza noua lege, ce principii va avea, va sta la baza calculului nouă. Da, domnul președinte, nu cumva această gogoriță cu, sau această gogoașă, această nadă, aș spune chiar electorală, da, cu noua lege a pensiilor, este de fapt o foarte bună metodă de a masca sau de a abate atenția de la faptul că guvernul refuză să mărească punctul de pensie pentru a asigura pensionarilor un trai decent, că de fapt despre asta vorbim. Noi ne gândim la pensionarii speciale, nu ni se bagă pe gât pensiile speciale. Nu mă interesează pensiile speciale, mă interesează milioane de pensionari care trăiesc la limita subzistenței, pentru că avem un guvern care refuză să mărească punctul de pensie, invocând o nu știu când la calendele grecești o majorare printr-o nouă lege. Este asta o abatere atenției de la realitatea destul de tristă? Bineînțeles, în momentul când nu vrei să rezolvi o problemă, vii cu alte soluții. Vii cu o promisiune de asta așa. O promisiune pe termen lung, oamenii așteaptă și după 2 ani de zile o să spui, n-am mai fost la guvernare, n-am mai avut timp să venim cu noua lege. Dar aveam intenții să creștem și să realizăm. De fapt, în 2010 am creat acea lege 263 bazată pe un principiu, pe principiul contributivității. Astăzi, pensiile speciale nu se mai bazează pe principiul contributivității sau pensiile de serviciu. Ele nu trebuie desființate. Trebuie limitate. Trebuie o lege
dacă dorei într-adevăr să faci lumină, veni cu o lege în cadrul pensiilor de serviciu sau speciale și stabilei o limită maximă. Spune-i numai mult de atât. Nu se calculează pe principiul contributivității să poți să fii dat în judecată că ai contribuit și nu primești după ce ai contribuit. Pensiile speciale se calculează după venituri pe care le-ai avut în ultimile 6 luni de zile din ultimii 2 ani. Fiecare și alege perioada cea mai bună. Și gândiți-vă că înainte să iasă la pensie vor avea alte venituri, sporul și altceva și le crești și din acest motiv pensiile speciale... Era unii care nu-ți luau concedii pe mai mulți ani ca să aibă venituri pe ultima sută de metri. Da. Cereau banii pe ultimele luni. Bun, asta este un aspect, domnul președinte. Dar pensiile astăzi, observați că valoarea punctului de pensie a rămas același, n-a crescut. Dacă legea 263 rămânea în vigoare... Valoarea punctului de pensie astăzi creștea cu 70% față de 2010, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Și era sustenabil că creștea în etape, nu creștea într-o dată. Deficitul nu devenea atât de mare. Până acum, întrebarea mea și dezamăgirea mea este legată de prestația domnului Boc, care era prim-ministru în momentul în care a fost dată acea lege și care legea a fost foarte bună. Oricât a fost guvernarea de hulită, ceea ce s-a creat, multe dintre legile care au fost date atunci și multe dintre măsurile luate atunci ar fi fost extraordinar de bune dacă n-ar fi fost rase de Ponta și echipa lui de după ca să înlocuiască cu alte aiureli. Bun. Acum, domnul Boc, văd că îl susține cu toată puterea pe domnul Câțu, deși domnul Câțu este unul dintre artizanii acestor mișcări browniene de pe scena politică care se regăsesc în în tăieri, în întârzieri sau anulări de majorări absolut normale, pentru că vedeți și noastră cum cresc prețurile. Apropo, domnul Câțu este autorul celebrei replici de genul s-au scumpit, dar n-au crescut prețurile. Produsele s-au scumpit, dar n-au crescut prețurile. Adică până acolo merge filozofia guvernamentală și domnul Boc, care a fost până la urmă în fruntea guvernului artizanul, acele legi foarte bune, pentru că se baza pe principiul fundamental al contributivității și al solidarității, pentru că fiecare generație muncea să plătească pensie celei de dinainte. Așa e normal, nu se poate face altfel. Bun, acum PNL-ul a luat o razna cu toate aceste... Se împrumută zeci și zeci de miliarde de euro și tot ni se spune că nu sunt bani. Acum văd că apar în spațiul european lor de poziție din partea Germaniei, de exemplu, care tot mai des și pe un ton mai ridicat strigă că, domnule, țările care acumulează datorii vor pierde suveranitatea. Adică dacă nu sunteți în stare să vă controlați cu cheltuielile, vă preluăm noi guvernarea. Adică asta se dorește. Eu nu sunt un adept al teoriei conspirației, dar la viteza și cu entuziasmul disperat cu care se împrumută actualul guvern cu 10 de miliarde de euro într-un an, eu cred că și-au propus să ne ducă în situația asta de a fi guvernat de alții. Nu știu, pensie, sunteți și dumneavoastră om care stați de vorbă cu foarte mulți cetățeni. În colegiul pe care l-ați gestionat, colegiul numărul 8 din Dâmbovița, o zonă cu multe probleme sociale, sudul mai puțin industrializat și cu multe probleme sociale, probabil că una dintre problemele pe care oamenii v-au ridicat-o permanent a fost asta. Pensie, salariu, indemnizație pentru copii, da? La capitolul ăsta stăm foarte prost. Păi stăm prost... Din mai multe motive. 1. Legea 263 nu s-a dorit, în primul rând, de către PSD și PNL, când au venit împreună la guvernare. În 2012, da. Au tocat acea lege. Astăzi au trecut... Ministrul Muncii era de la PNL, doamna Mariana Câmpeanu. Era de la PNL. Astăzi nu. A fost Nelu Botiș la vremea respectivă, când am creat legea, de la PD. Nu, de la PSD, când au venit PSD-ul cu PNL-ul, cu USL-ul. USL-ul cu doamna Câmpeanu a venit. Și atunci au tăiat tot. Da. Împreună PNL și PSD au introdus pensiile speciale. Erau desființate la acea vreme. Astăzi, după 10 ani, s-a constatat că, de fapt, ce s-a creat acum 10 ani era foarte bun. Trebuie să ne întoarcem în urmă încă cu 10 ani. Ca să revenim la acea lege, ca să revenim la... să nu mai avem pensii speciale. E foarte greu. Soluția ar fi de rezolvat. Dar e foarte greu. Stabilești reguli și principii. Nu te apuci să declar că vrei să crești fără să stabilești anumite reguli și principii după care vei acționa. Dacă nu ai stabilit pensii, ce vrei pensia, cum vrei să o dai, după contributivitate, ca nivel de necesitate, poți să creezi anumite etape, să zici, bă, pentru cei care au lucrat 15 ani au o anumită valoare a pensiei, cei care au lucrat 25 au o anumită valoare, dacă după vechimea, în câmpul muncii, după... trebuie să stabilești regula și principiul după care trebuie să dai. Pentru ăștia care au pensii acum n-ai cum să le mai reduci. E un drept câștigat și e un principiu fundamental. Un drept câștigat nu poate fi luat. Pot fi limitate.
pot fi limitate încât pensia, de exemplu, pensii speciale. Și vă dau un simplu exemplu. Un om astăzi are o pensie specială, să zicem, de 5.000 de euro, 250 de milioane, în mare, da? Bun. Stabilește o regulă, o lege, prin care pensia nu o să aibă valoare mai mult de 10 milioane, da? Sau 20 de milioane. Acea pensie specială. Pensie specială nu mai crește, rămâne pe loc, la ceilalți vor crește și va crește după ce valoarea va depăși de 250 de milioane, adică o valoare mare. Vei crea un principiu încât să poți să lești, să-l ții pe loc, dacă nu poți să-i tai, dar să dai posibilitatea și celorlalți care au pensii mici să poată să crească. Trebuie tăiate toate pensiile speciale. Să vă spun de ce. Păi și la judecători, și în armată, și în poliție. Pentru că în momentul în care dai salariul de 5-6 ori mai mult decât salariul unui muritor de rând, normal că și pensia lui, pe principiul contributivității, va fi mult mai mare. De ce trebuie altceva în plus? De ce trebuie case de pensii speciale? Știi, și un angajat al statului. Care e problema asta? De ce există o România a judecătorilor? Există o România a milițienilor? Există o România a securiștilor? Nu, domnule, există o singură Românie. Care e problema? Le facem la toți case speciale ca să-și iei pensii? Că tot din bugetele au, că dacă și-ar lua judecătorii dând în salariile lor, sau mai știu eu, și-ar lua ei pensii, mă doare în cot. Că și-ar lua milițienii, nu știu, nu, dar iau din banii noștri. Adică eu plătesc ca să le plătesc lor pensii super speciale, pentru ce? Că oricum au salarii colosale. Că despre asta vorbim. Băi, dă-ne, pensia aia ar trebui să fie ca în America, apropo de chestia asta. Unde s-a mai pus? Doamne ferește, judecător condamnat la an închisoare pentru corupție iese din pușcărie cu pensie de 300 de milioane. Nu, ar trebui să fie ca în America. Ai călcat pe bec, ai comis-o, nu mai iei pensie decât aia strict cât ai plătit. Cât ai plătit? Îți fac, ai plătit 3% pe lună, ori 30 de ani, îți fac calcul și pe aia ți-i dau nimic mai mult. Iei pe toți o dată și gata. Corect. Că păi ai pus, dar nu-ți mai dau nimic din partea mea ca stat. Pe cum? Adică eu sunt recunoscător că tu ai furat? Mâine, poi vine să-l dăm pe speciale și pentru că au omorât. Nu, este o prostie treaba asta. Și uite, sunt bătrân care trăiesc, săraci își duc viața. Noi, părinții mei, Dumnezeu să-i odihnească. Mama nu-i ajungea banii de pensie după 30 de ani munciți. 30 de ani munciți în fabrică. Nu-i ajungeau banii pentru medicamente. Corect. La o anumită vârstă ai nevoie de o sumă mai mare de bani. Deci numai pentru medicamente. Noroc că avea tata pensia un pic mai mare și se compensau. Înțeleg că și dumneavoastră ați ajuns la concluzia că pensiile trebuie stabilite după principiul contributivității. Dacă am stabilit acest principiu, putem face legea. Deci creăm reguli după principiul contributivității. Nu se vrea, domnul. Pe data de ce se vrea? Sau una la mână, doi la mână. Toate energiile care ar trebui consumate pe direcția asta sunt canalizate în alte treburi, iau altă treabă. Nu se gândesc ei la pensie, pentru că dumneavoastră plecați de la premisa că avem o guvernare responsabilă, o coaliție responsabilă care chiar vrea să rezolve probleme. Nu. Nu, fiecare, Barna zicea că e coaliție cu mai multe viteze. Nu, e o coaliție cu mai multe direcții de înflorirea intereselor, fiecare cu interesul lor. Plus că avem mulți habarniști. Vorbeați dumneavoastră de politicieni profesioniști. Da, domnul Vladu, politica este o profesie și este un al dracului de grea. Problema nu reprezintă politicienii, că vai, toți sunt la fel. Nu, problema e când intră în politică habarniști, care nu se pricep la nimic, cam ca pe vremea stahanovismului și stalinismului. Erai bun de membru de partid, te puneau la director de fabrică. Nu contează că duci fabrica de repa. Așa se întâmplă și acum cu miniștrii ăștia puși pe criteriu politic. Domnule, hai să trebuie să răsplătim că e de al nostru. A lipit afișe sau a lătrat în campanie. Aia e problema gravă. Cum Dar facem? Schimbarea nu se face numai la nivel de miniștri. Dacă observați ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani de zile, s-a politizat până la cel mai jos nivel din administrație. N-a fost niciodată atât de derapace această acțiune de politizare. Deci, s-a exagerat. Da. Ar trebui stabilită o lege la nivel, până la ce nivel să rămână profesioniști și la ce nivel trebuie să ajungă oamenii politici. Să știți că, totuși, în România se exagerează foarte mult cu politizarea. Am acuzat PSD-ul 4 ani de zile că a politizat. Dar PNL-ul a depășit PSD-ul. Și n-au venit cu oameni profesioniști. Dacă la PSD mai găsești ceva profesioniști, la PNL n-ai de unde. Profesioniști s-ar găsi. Problema e că ajungem la un alt capitol. Sunt niște gășcuți acolo și fiecare gașcă, în funcție de influența pe care o are la un moment dat asupra conducerii sau puterea pe care o are în exercitarea funcțiilor publice și în guvern și în parlament și mai departe, își numesc oamenii proprii. Nu contează că bun sau proști, e vorba de loialitate aici. Nu vedeți că și în Dâmbovița PNL s-a transformat într-un fel de agenție de ocupare a forței de muncă liberale, ăia care erau șomeri. Vi-am amintit pe celebrul domn Aurelian Popa care se plângea prin conferințe de presă că nu-i deși lui Cezar Preda un loc de muncă?
L-au pus prefect, domnule. Ce să mai, l-au pus prefect. Așa și, și nu e singurul caz. Adică oameni, din punctul meu de vedere, iertați-mă, ați fost colegi și prieteni. Din punctul meu de vedere, domnul Popa va fi un tip șarmant, așa dacă stai de vorbă cu el, dar este de o incapacitate monstruoasă. Adică să-l pui prefect, mie mi se pare deja... Hai că l-ați pus prima dată dumneavoastră și ați greșit, mă rog, PDL-ul. Dar și acum să-l ia pe nelu de bun? Nu știu. Și, și nu este singurul caz. Sunt multe alte cazuri. Să ajungem să-l plângem pe domnul Popa, să vină după domnul Popa, nu știu cine, prefect, și să ajungem să-l plângem pe domnul Popa. Păi, tu nu știi ce... Gândiți-vă că totdeauna... Se poate și mai rău. Se poate și mai rău. Păi nu, că a mai fost de la PNL, a fost unul. Stai, tu nu-l cheamă, domne. Îmi scapă numele. Domnule, dar l-au pus USL-ul. Era singur, făcuse o școală de funcționari pentru că îi trebuia să fie purtător de cuvânt pe la APIA, parcă, sau Direcția Agricolă. Și nu putea să fie dacă nu avea o școală de funcționari publici. Și pentru că PNL Dâmbovița n-avea altul cu școală de funcționari publici, l-au pus la prefect în 2012. Mirel Lazăru. Domnul Lazăru. Așa. Da, așa a ajuns. Deci se poate și mai rău. Se poate. Totuși, domnul Popa are o experiență în administrație și să știți că totuși a ținut un echilibru. De multe ori a executat anumite ordine politice, dar nu dă dânsul adepins. Și nu depinde, nu conduce dânsul. Să ne înțelegem asupra un aspect. Cine conduce azi, astăzi PNL Dâmbovița e cel care e responsabil de toate greșelile pe care... Lui Guran, despre ce vorbim? Nu. Aurelian Popa, repet, nu pun niciun semn de întrebare asupra calității de om. Nu-l cunosc atât de bine. E un tip politicos, n-am înțeles bine, am schimbat. Pe mine mă interesează prestația lui în funcția publică de prefect, care este absolut jalnică. Noi nu avem prefectură. Noi în toată perioada la un moment dat am întrebat pe grupul de creat pentru ziariști de prefectură în perioada de pandemie. Doamne, mai trăiește domnul Popa? Mai e viu? E ceva? Sau îl țineți ca pe bunicul în geam să-i luați pensia? Că nu se întâmplă nimic în prefectura aia. Nu vedeți că apar mai mulți, apar doamnele astea sub prefectul una de la USR, alta de la PNL, care își fac de cap acolo, zici că e sat fără câini, prefectura asta. Când e treaba, când e vorba de o chestie serioasă, prefectura nu există. Domnul Popa nu există, nu știu, nu vrea să deranjeze, nu știu, să se ducă acasă, nu, iertați-mă, să demisioneze, să ducă acasă, să stea liniștit dacă vrea să-și crească nepoții. La prefectură e nevoie de altceva, de mult mai mult. Echipa care o are prefectul, cred că a fost impusă. Și a fost impusă, nu sunt oameni profesioniști. Gândiți-vă în perioada în care domnul Popa era prefect și o avea pe Andreea, purtătoare de cuvânt, sau șefă de cabinet. Cum funcționa? Păi da, făcea conferințe de presă, ieșea cu mesaje, era mult mai activ domnul Popa. E aceeași persoană. Astăzi, ceea ce spuneți dumneavoastră, am observat și eu. Nu există prefectură, nu există instituții. Din punctul meu de vedere, prestația, nici nu contează cum îl cheamă, prestația prefectului este jalnică prin faptul că nu există. De fapt, nu există această prestație. Iertați-mă, am exagerat. Da. Nu e jalnică pentru că nu există. Prefectul nu este doar un fel de turnător al guvernului trimis în teritoriu să spioneze ce se întâmplă, să toarne la guvern. Nu. El chiar este reprezentantul guvernului în teritoriu și politizată sau nu funcția asta este foarte importantă. Dar, din păcate, știu, nu are buget propriu și alte chestii, dar nu asta contează, pentru că este totuși, reprezintă autoritatea guvernului, care autoritatea guvernului în județul Dumbovița nu există. Eu vorbesc de problemele importante. Și sunt și alții care cam plecată de la faptul că PNL se transformă într-o agenție de ocupare a forței de muncă pentru membrii proprii care nu aveau joburi sau care nu erau mulțumiți de câștiguri. Sunt foarte mulți. Putem continua de unii care au intrat pe la tot felul de companii de stat cu indemnizații de director de 2 miliarde pe în 3-4 luni net. Atenție, 2 miliarde net. Adică sunt niște salarii astea fabuloase, dar nu sunt mulți. O mână, 3, 4, 5, 6, pentru că partidul ăsta este captivul unei găști. Nu știu, domnul Guran s-a înțeles foarte bine cu gașca asta. Văd, probabil că-i convine. Că în Dâmbovița, cu câteva excepții, sunt prieteni pe care rog să mă ierte, dar mă știu că-s gură slobodă. Cu câteva excepții, PNL este o gașcă de interese. Discutăm de prefectură. Prefectura a devenit politică. Și astăzi, cu lege în roade... A fost întotdeauna politizată, oricum, dar nu așa. Dacă vă aduceți aminte, prefectul totuși nu era pus chipurile... Îl susținea partidul, dar oricum avea o independență. Funcționar public, da. Da, avea o anumită... Public. Astăzi a devenit o funcție publică. În momentul politică. În momentul în care nu execută ce îi cere partidul,
îl poate schimba a doua zi. Îmi permiteți, dar nu e rău. Până la urmă, el este reprezentantul guvernului, guvernul are o culoare politică, trebuie să reprezinte și să pună în aplicare acel program de guvernare al acelui guvern. Numai că să recunoască, da, domnule, e politic, dar numai politic sau apolitic trebuie să facă ceva, că de fapt la asta se limitează totul. Nu mă interesează. Că, acum, funciar, nimeni n-are nimic, nici cu PNL-ul, nici cu PSD-ul, nici cu PNP-ul. Noi vrem rezultate pentru toată lumea. Asta ne interesează. Corect, aveți dreptate, că rezultate trebuie să existe și ar trebui să fie foarte activ. Și mă așteptam ca domnul Popa, cu experiența pe care o are în administrație, să vină astăzi sau în această perioadă care conduce prefectura județului Dâmboviță. Da, când ocupă locul de postul de prefect. Așa. Nu conduce nimic. Așa ar trebui chiar să conducă prefectura județului Dâmboviță. Da, ar trebui, da. Vorba dumneavoastră, fie sunt piedici politice, fie pur și simplu e un pic demotivat, așa, nu știu, una peste alta, prestația actualului prefect ca funcție publică, din punctul meu de vedere, este dezamăgitoare. Da. O să luăm o foarte scurtă pauză de publicitate, domnule președinte, după care revenim la alte aspecte legate de ceea ce se întâmplă în țară, pentru că avem, slavă domnului, exemple despre cum nu trebuie guvernată o țară, câtă frunză și iarbă, mai ales că revin la ceea ce spuneam mai devreme. PMP are, spre surprinderea, plăcuta mea surprindere al minter, pentru că eu sunt un om fundamental de dreapta, dacă mă înțelegeți, și nu prea am unde să-mi opresc opțiunile, să spun, uite, ăsta e partidul pe care l-aș vota, poate de acum încolo, spre plăcuta mea surprindere și altora, că nu sunt eu vreun etalon în țara asta, dar ca persoană fizică am dreptul să spun chestia asta, sunt câțiva exponențe ai partidului care mi-au atras atenția prin pozițiile lor, prin prezența lor în spațiu public, ceea ce este foarte important. După pauza de publicitate, revenim, doamnelor și domnilor.